Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Să luăm scripturile și să urmărim ceea ce ele ne spun referitor la grijuri și îngrijorări. Această problemă care se pare că macină mințile oamenilor și în ziua de astăzi, și acum Domnul Iisus spunea în Luca 12 că frământă mintea. Deci să privim la ceea ce spune Biblia despre grijuri și îngrijorări. Termenul grecesc Noul Testament, care îl întâlnim, este merimna, ceea ce înseamnă lipsa liniștii. Când omul este îngrijorat cu privire la ceva. Pe de altă parte, grija este un sentiment cu care ne-a dotat Dumnezeu, dar care a fost pervertit de Satan. Dacă în grădina Edenului Dumnezeu i-a dat lui Adam și Eva sarcina 2:15 să lucreze grădina și să o păzească, deci să o îngrijească, să fie cu grijă asupra grădinii, imediat și omul a păcătuit, n-a mai fost cu grijă asupra grădinii. Dar de unde? Și a făcut griji cu privire la el. Și spune în Geneze 3:10, mi-a fost frică și m-am ascuns. Grija de unde a dat-o Domnul să fie, s-a mutat într-o altă sferă. Și de acum mi-a fost grijă lui că n-are haine, că îl vede Dumnezeu și altceva de genul acesta. Haideți să ne uităm cum au evoluat lucrurile între timp și cum de fapt ar trebui ele să fie. Să privim mai întâi spre grijurile lumii. Spre această povară care uneori trece peste zidurile bisericii și ne necăjește și pe noi. Biblia, în cartea Eclesiastului, capitolul 5, Solomon vorbește aici despre viața oamenilor din lumea aceasta. Citim de la versetul 15. Prezintă care este statutul omului inițial și final. Cum a ieșit de gol din pântecele mamei care a venit, așa se întoarce și nu poate să ia nimic în mână din toată osteneala lui. Și aceasta este un mare rău, că se duce cum venise. Și ce folos are el că s-a trudit în vânt? Deci viața este o trudă la urma urmei, din care nu te alegi cu nimic, pământește. Dar, pe lângă truda aceasta apare versetul 17. Ba încă, toată viața lui a mai trebuit să mănânce cu necaz și a avut multă durere, grijă și supărare. Deci nu-i destul că venim cum venim și ne ducem asemănător. Dar toată viața noastră mâncăm, lucrăm, trăim cu grijă în spate. Deci asta e o povară în plus, pe lângă sarcina ce are omul de dus în lumea aceasta. Să ne uităm la câteva tipuri de îngrijorări, la câteva motive, de fapt, care le au oamenii să se îngrijoreze. Și dacă o să le recunoaște și în viața dumneavoastră, scuturați-vă odată bine. Dacă Duhul Domnului în noi, să facem ca Samson și să scăpăm de frânghile astea care știu eu cine le-a pus peste noi. O primă formă de îngrijorări, îngrijorările pentru nevoile esențiale ale vieții. Ce o să mâncăm, cu ce ne îmbrăcăm, unde locuim. Hai să ascultăm ce spunea Domnul Iisus, unul care a trăit într-o condiție modestă, săracă, ca și noi pe pământ. Matei capitolul 6, de la versetul 25. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă. Deci asta stresează mintea. Ce veți mânca? Unii sunt și mai grijulii, își fac problema și ce vorbea. Probabil că în Orient cu apa e mai problemă, dar la noi numai care își fac problemă de suc, că apă este. Nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului, ele nici nu seamănă, nici nu seceră, nici nu strâng nimic în grânare și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Adică toată linia lor tehnologică agricolă lipsește. De la semănat, la secerat, la depozite și în capăt sosește la bandă. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Dă Domnul Iisus un exemplu, cum că Tatăl îngrijește vrăbile și nu cad fără să fie scăzute din evidență și apoi la porție, și noi ca oameni ne frământăm peste măsură de mult cu această problemă. Și continuăm acest aspect cu Luca capitolul 12, de la versetul 25.
unde aceeași problemă este continuată, dar cu mai multe detalii. Și apoi, dacă ne îngrijorăm, cine din voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge un cot la lungimea vieții lui? În zile și în ore, nu știu cât e un cot. Dar nu putem să facem nimic. Deci dacă nu puteți să faceți nici cel mai mic lucru, pentru ce vă îngrijorați de celelalte? Care aveți probleme mari cu grijile, puneți asta în ramă, versetul ăsta. Undeva în bucătărie sau unde e grija mai mare. Deci dacă cel mai mic vas nu poți să-l umpli, de ce umbli cu celelalte mari goale în spate la gândul că trebuie să umplute? Lasă-le poarte Dumnezeu pe cămilele sale că sunt mai puternici ca noi. Nimic nu putem să facem. Singur lucru, să ne îngrijorăm. Dar nu poți să faci nici cel mai mic lucru. Și atunci rămâne doar cu stresul și cu spaima aceasta. Întoarcem pagina. Uitați-vă cu băgare de seamă. Deci cu atenție deosebit. Cum cresc crinii? Nu torc, nici nu țes și la ăștia întreruptă linia tehnologică industrială. Totuși vă spun că nici Solomon în toată slava sa n-a fost îmbrăcat ca unul din ei. Dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba care astăzi este pe câmp, iar mâine este aruncată în cuptor. Dacă doar pentru aspectul unei zile sau oricâtorva zile, un sezon foarte scurt, o viață scurtă cât au florile, primăvara sau vara, în funcție de specificul lor, Dumnezeu așa frumos le aranjează, dar noi care suntem meniți pentru o viață mai lungă și apoi pentru una veșnică. Dacă astfel Dumnezeu face cu iarba, cu cât mai mult vă va îmbrăca El pe voi, puțin credincioșilor. Slavă Domnului că are milă și de cei care sunt mai puțin credincioși. Și se vede asta, nu? Doar nu vreau să spunem că suntem mari credincioși, că avem cele trebuincioase. Sau credeți că Dumnezeu ne-a devalorizat până într-acolo încât ne situează sub flori și sub păsări? Eu nu cred, suntem deasupra lor. Deasupra lumii animale și deasupra celei vegetale. Fauna și flora nu pot fi puse alături de noi. Noi suntem după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dacă o familie are, știu eu ce, pui de găină și un cățeluș și o pisică și nu-i lasă să moară de foame, își va lăsa copiii? Spus Domnul, dacă voi care sunteți răi, știți să aveți grijă de copii, nu? Și vă îngrijiți și de animale. Dumnezeu nu o face? Dar ce să ne facă Dumnezeu dacă noi nu putem să mâncăm nici de prânz, nici de cină, până când nu ne lamentăm mai întâi? Până când nu ne văităm puțin, probabil nu avem poftă de mâncare înainte. Numai dacă facem asta. Dar cine-i de vină? Să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea. Și să nu vă frământați mintea. Mintea e pentru altceva. Căci toate aceste lucruri, neamurile lumii le caută. Tatăl vostru știe că aveți trebuință de ele. Dumnezeu ne-a creat cu necesitatea aceasta de a mânca. Dumnezeu ne-a creat cu nevoile noastre și El când ne-a creat așa, ne-a pus la dispoziție și materia primă necesară pentru consum. Ori înseamnă că Dumnezeu s-a scăpat și ne-a prevăzut să mâncăm mai mult decât ne poate El face de mâncare, nu? Păi cât să mâncăm, ce capacitate să aibă abdomenul nostru, asta a prevăzut Tata. Și ne-a pregătit o grădină cât a știut El de mare că e necesar pentru noi. Astea toate le are El și le știe că avem trebuință de ele. Și ori de câte ori ne îngrijorăm cu privire la aceste nevoi esențiale ale vieții, înseamnă că îi aducem lui Dumnezeu o înjosire. Cum că El ne-a creat, împotriva unor părinți, se poate aduce asemenea reclamații. Că au dus copiii pe lume și uite acum nu-și fac datoria, nu muncesc sau nu știu ce. Dumnezeu își face datoria conștiincios și ne întreține. Haideți să-i mulțumim. Un alt motiv de îngrijorare, griji asupra viitorului. Spunea Domnul Iisus în Matei 6:34, nu vă îngrijorați, dar de ziua de mâine. Nu vă îngrijorați de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Adică Dumnezeu va trăi mâine? Uneori știm că Dumnezeu trăiește astăzi și îi mulțumim, dar mâine, dar probabil se va întâmpla ceva la noapte cu Dumnezeu, nu? Dar Dumnezeu nu e același? Viitorul nu-i aparține lui? Nu vă îngrijorați, dar zic, când ce vom mânca sau cândva la viitor. Acum, slavă Domnului, avem pentru seara asta. Ce o să facem în viitor? Că economia asta se duce de râpă. Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută și noi vedem cum le caută. Dar unde e diferența între noi și ei? Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și... Iată problema noastră de viitor. Căutarea împărăției, nu griji de viitor. Spune profetul Ieremia, vreau să vă dau un viitor. Lor care i-au dus acum robi în Babilon. Pentru niște robi în Babilon avea Dumnezeu viitor. Are Dumnezeu viitor pentru noi? Păi sigur că are.
Viitorul nostru este împărăția. Griji pentru viitor? Sper că nu ne gândim, Doamne, ne-ai mai ținut cumva 70 de ani, dar ce o să faci cu noi o veșnicie? O să ai ce să ne dai să mâncăm? Cam așa ar suna grijile pentru viitor amplificate. Ziua de mâine a lui Dumnezeu. O altă grijă sau altă teamă, teamă pentru încercări. Dar dacă suntem noi cei de la urmă și vine Apocalipsul pe noi, ce o să ne facem? Uitați, a spus Domnul Matei 10:19. Dar când vă vor da în mâna lor, să nu vă îngrijorați. Ei, asta numai să o ține minte, că mai este până atunci puțin, dar țineți-o minte. Să nu vă îngrijorați gândindu-vă, asta îngrijorat termină mintea și te mir de ce astăzi atâția oameni cu capacitatea psihică deteriorată, redusă. Îngrijorările. Gândindu-vă cum sau ce veți spune, căci ce veți avea de spus vă va fi dat chiar în ceasul acela. Auziți, atunci vom fi acordați direct de la Dumnezeu și atunci nu mai transmitem. Asta ce înseamnă? Că Dumnezeu va ști că suntem acolo, că în ceasul acela va fi lângă noi, cum a fost lângă Pavel, care a fost interogat și anchetat și judecat în Roma. Dumnezeu va fi lângă noi, cum a fost lângă Daniel în groapa cu lei, cum a fost lângă cei trei. În încercări Dumnezeu e prezent la fața locului. Și dacă e prezent la fața locului, mai e vreo problemă? Doar spune ce ai de spus. Că și atunci avem ceva de zis, fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui care va vorbi în voi. Și aceasta se va întâmpla, versetul 18 anterior, din pricina mea veți fi duși înainte dregătorilor și înaintea împăraților ca să le slujiți de mărturie înaintea lor și înaintea neamurilor. Continuăm de la 28, nu vă temeți, ar putea unii să fie uciși. Deci nu numai să te îngrijorezi de ce ai să spui, să nu te îngrijorezi nici de ce au să facă cu tine. Nu vă temeți de cei ce uci trupul, dar care nu pot ucide sufletul. Sau cum spune în alte evanghelie, și după aceea nu mai pot face nimic. Probabil nici nu mai vor să ne îngrope, după aceea nu mai vor să facă nimic. Nu se vând doare două vrăbi la un ban, totuși niciuna din ele nu cade, că despre voi până și perii din cap toți vă sunt numărați. Atunci nu-ți numărate capetele, dacă-ți numărați perii de pe capete. Deci să nu vă temeți, voi sunteți mai de preț decât multe vrăbi. Tinerii își fac probleme cu privire la căsătorie, apoi după ce se căsătoresc, îngrijorări cu privire la casă, familie, copii și câte sunt legate de familie. Iau zis ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 7, de la versetul 32. Dar eu aș vrea ca voi să fiți fără griji. Cine nu este însurat se îngrijește de lucrurile Domnului cum s-ar putea să placă Domnului, dar cine este însurat se îngrijește de lucrurile lumii cum să placă nevestei. Tot așa se întâmplă și în dreptul surorilor. Dar citiți cu ceva mai sus, de la 29. Iată ce vreau să spun fraților și surorilor. De acum vremea s-a scurtat. Deci când sunt probleme, spun lucrul acesta pentru cei care au neveste ca și cum n-ar avea, cei ce plâng ca și cum n-ar plânge, cei ce se bucură ca și cum nu s-ar bucura, cei ce cumpără ca și cum n-ar stăpâni, cei ce se folosesc de lumea aceasta ca și cum nu s-ar folosi de ea, căci chipul lumii acesteia trece. Adică, când simți că stresul te doboară și spui, măi, am nevastă și acum sunt pretenții, probleme, am copii, auzi, dacă stresul este atât de mare, trește ca și cum n-ar fi. Nu în sensul să fii nepăsător, adică să nu te mai doară capul de acum de nimic, ci în sensul dacă tot nu poți să faci nimic, consideră că nu poți să faci nimic și stai liniștit. Și mai este un verset, Roman 13:14, uneori aceste probleme sunt date aceste griji de dorințele noastre extrem de multe. Nu purtați grijă de firea pământească, ea le-a vrea pe toate și după ce le-a vrut pe toate, atunci nu mai știe, iar vrea altceva de la capăt, ca să nu-i treziți poftele. Deci chiar în cadrul familiei, Biblia ne învață să ținem poftele în cumpătare, să avem de grijă, vom vedea noi la momentul potrivit, de ce este în casa noastră, dar să nu facem un exces din nevoile acestea ale familiei, pentru că sunt unii care, să zic, au un copil doi. Nu că nu este greu așa, poate să fie cineva numai doi și ei trebuie să mănânce. Și își fac o grijă enormă, atâtea stresuri, atâtea probleme. Când socotești că nu mai poți să rezolvi, ascultă îndemnul lui Pavel. Socotește că nu le ai și lasă-le în grija lui Dumnezeu. Fă numai ce ține de tine. Și ce nu ține, nu purta în spate oalele goale, ți-am zis. Lasă-le alea până le umple Dumnezeu și atunci le pune direct la locul potrivit. Să privim acum la niște stări care sunt o urmare a acestor îngrijorări. În primul rând să rețineți, starea de îngrijorare e asociată în Biblie cu păcatul. Citim în Eclesiast, capitolul 2, versetul 26. Dacă ești prea stresat, prea îngrijorat, să știi că totuși un păcat face priză cu îngrijorările și îngrijorările fac priză bună la păcat. 2:26. Căci el de omul îi plăcut lui, deci Dumnezeu, înțelepciune, știință și bucurie.
Dar celui păcătos îi dă grijă. Nu cumva păcatele tale să te-ai făcut să-ți dea Dumnezeu grijă după cap. Că știți că și Adam i-a dat Dumnezeu grijă în grădină? Nici vorbă de grijă. Cum a păcătuit? A avut ce duce. Și a luat imediat sarcina în spate. Este asociată aceasta cu păcatul. Și aceasta este o goană după vânt, că tot nu poți să prinzi vântul și dacă îl prinzi, n-ai unde să-l strângi. Citim și spusele Domnului Iisus ca o confirmare acestui lucru, 6:24, știți că Domnul în textul cu îngrijorările a introdus versetul și exprimarea că nu puteți sluji la doi stăpâni? Sau va rupe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Continuă direct cu îngrijorările. Îngrijorările sunt în legătură directă cu păcatul. Dacă ești păcătos și pornit numai pe lumea asta, ai motive să te îngrijorezi. Dar când ești un om credincios, într-o stare bună de îndeplinire, nu-ți faci griji. Verificați lucrul acesta în viața dumneavoastră. Când ați fost într-o condiție bună, spirituală, v-ați făcut griji? Așa ați fost încredințați pe Domnul, că El rezolvă, dar cum te-a prins păcatul la răscruce, cum îți faci deja griji? Acum poate mă pedepsește Dumnezeu, poate mă lasă, poate nu mai mă binecuvintează, are o legătură imediată. O altă situație, grijile provoacă stări neplăcute. Citim în 1 Timotei, capitolul 6, cine vrea astfel de bătăi de cap, n-are decât să îngrijoreze pentru ziua de mâine. 1 Timotei 6:7, căci noi n-am adus nimic în lume, nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem ce să ne hrănim, ce să ne îmbrăcăm, ne va fi, putem semna noi sub versetul ăsta? Cei ce vor să se îmbogățească, din potrivă, cad în ispită, laț, multe pofte nesăbuite și vătămătoare, îți fac rău astea, care cufundă pe oameni în prăpăd și în pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpun singuri cu o mulțime de... Știți, în pilda aceea cu sămânța, zice că îngrijorările au înnăbușit o sămânță în spini. Să știți că și săracii au spini și bogații. Spinii săracilor îi grija că n-au ce mânca și spinii bogaților îs alți spini că cum să se îmbogățească mai tare sau cum să-și mențină bogăția sau cum să o folosească, să o investească. Diavolul are spini și pentru săraci și pentru bogați. Eu știu că nu pe mulți înțapă spini de bogăție. Dar și pe ea spune Biblia că îmbuibarea nu te lasă să dormi. Dar și dacă ești flământ, te visezi tot că mănânci și ești tot pe la bucătărie în somn. Deci sunt spini și pentru săraci și pentru bogați. Să nu lăsăm pe diavolul să ne înțepe cu ei. Și o altă urmare negativă a acestor grijuri lumești este faptul că ele împiedică creșterea noastră spirituală și slujirea. Citim în Matei 13. Despre sămânța asta căzută în spini, scrie aici, 13:22, sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogăților. La săraci îngrijorări, la bogați înșelăciunea bogăților. Înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Este suficient să te afli într-o stare de îngrijorare, de nemulțumire, de grijă, ca să nu poți să slujești. Poți să cânți liniștit când îți faci griji că în seara asta n-ai totul cum ți-ai propus? Du-te și predică și plin de griji. Nu poți. Apucă-te și te roagă, dar frământat că ce o să faci mâine? Nu poți să faci slujbă. Nu poți să aduci roade corespunzătoare Domnului. Poți să-L lauzi pe Domnul să fii liniștit în pace, să se manifeste în noi lucrările Duhului dacă avem griji? Nu. Rodirea e împedecată și slujirea de asemenea de griji. Nu străba alte păcate. Numai griji. E adevărat, ele atrag păcate după sine sau sunt provocate de păcate. Dar e o stare dificilă care nu te lasă să fii în formă bună să slujești înaintea Domnului. Să ne oprim aici cu grijile lumii și să dea Domnul să ne și oprim. Dar vom trece acum la un alt aspect. Chiar nu mai trebuie să avem nicio grijă acum. Hai să citim ce spune Amos, 6:1. Vai de cei ce trăiesc fără grijă în Sion. Spuneam din grădina Edenului că Dumnezeu ne-a creat să fim grijulii. Și cu grijă, numai că Satana a pervertit grija noastră din direcția bună pe altă direcție. Hai să vedem unde trebuie să fie de fapt grija noastră. Este alt aspect al Bibliei, care l-am numit grijile bisericii. Și astea trebuie să le avem. Hai să ne uităm la ele. Dacă grijile din lumea aceasta nu trebuie să le avem, în mod sigur, grijile pământești, problemele materiale, astea nu trebuie să ne macine pe noi. Vă mai citesc două versete ca să putem scăpa de asta. Spune Iov 34:13. Și apoi trecem la grijile bisericii. Întreabă Elihu aici, pe Iov, vorbind despre Dumnezeu.
Cine l-a însărcinat să cărmuiască pământul? Am votat noi asta? Cine i-a dat lumea în grija lui? În a cui grijă-i lumea asta? A lui Dumnezeu. Vreți să ne dea nouă în grijă? Vă spun numai ceva să ne pună să facem. Măi, eu am învârtit pământul destul în jurul axei sale. Am mai învârtit și voi un pic, aveți motoare destule. L-am putea învârti? De ce vreți să luăm noi grija lumea asta? Și așa nu putem purta? Lăsați-l pe Dumnezeu, că asta și-a asumat-o el. Nu i-a dat nimic lumea în grija lui. Asta și-a luat-o el și-o duce până la sfârșit. Și noi am citit din Luca 12 cu 30, asta neamurile fac, că ei nu știe că Dumnezeu undeva învârte, știi? Și pune pe pământ tot ce trebuie, cum pune tata pe masă. Și copiii numai vin, se pun pe scaun sau și pe scaun îi ridici și le dai să mănânce. Dar neamurile își fac probleme. Dar dacă se mută, știu eu, pământul, dar dacă se întâmplă și cataclisme, săraci. Asta e grija lor. Hai să dăm grija bisericii. Avem și noi câteva griji. Și am notat tot patru. În loc la alea patru, luăm astea patru. În primul rând, grija păzirii cuvântului. Citim în Deuteronom, capitolul 17, versetul 10. Să faci cum îți vă spun ei, vorba de judecători. În locul pe care va alege Domnul, să ai grijă să faci cum te vor învăța ei. Când Israel era învățat, Dumnezeu a spus, fii atent, cu grijă să păzești. Deci cu mare atenție, cum îți spun, să ai grijă să faci într-o totul așa. Citim un alt verset. Marcu, capitolul 8, versetul 15. Tot o grijă în privința păzirii cuvântului. Nu tot ce ni se spune nouă în lumea aceasta este un cuvânt adevărat. Și se strecoară uneori învățături greșite. Și dacă n-ai grijă să păzești cuvântul cum este, auzi ce spune aici. Iisus le dădea în grijă. I-a scăpat de o grijă, dar le-a dat alta. Și le zicea, luați seama și vă păziți bine de aluatul fariseilor și de aluatul lui Irod. Lucrurile sfinte trebuie păzite cu grijă și de alte învățături greșite să ne păzim cu grijă, ca nu cumva să intre și să ne afecteze. Și este un om aici în Matei 19 cu 20 care a înțeles până la un loc, a făcut, e vorba de tânărul bogat. 19 cu 20, tânărul a zis, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Cam așa trebuie păzit cuvântul Domnului. Cu grijă, nu cumva să scăpăm vreo poruncă. E ca și cum s-ar da cineva anumite lucruri, poate mai mărunte, altele mai mari, și spune, nu cumva să scapi una. Ține-le pe toate cu grijă. Spune-mi psalm, leagă-le frumos la gât. Scrie-le pe tăblița inimii tale, una să nu scape. Rețineți această grijă importantă. Dacă la masă, poate ați uitat, n-ați avut grijă să puneți piperul, fiți pe pace, că la care îi place piparat, o să vă spune, mai adu puține condimente. Dar dacă la masa asta nu ținem cu grijă cuvântul ăsta, e bai. Că trupul fără piper merge bine, că unii suferă. Dar dacă aici am pierdut ceva, asta e ca un medicament și unii se vor îmbolnăvi. Deci nu grijă pentru masa asta, ci grijă pentru masa sfântă. Cum o păzim, cum administrăm acestea, cum păzim curat adevărul de învățăturile străcate de erezii. O altă grijă dată bisericii, o altă atenționare. Grija reciprocă asupra trupului. Să veghem unii asupra altora. 2 Corinteni 11 cu 28, să luăm asta de sus în jos. Să aibă grijă mai întâi conducerea de biserică. Și pe lângă lucrurile de afară, nu problemele pământești, ci ceea ce întâmpină cu cei necredincioși. În fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. Și-a făcut Pavel griji cu privire la problemele sale de hrană, la viitorul său. A spus, sunt gata să mor, sunt gata să fac ce vrea Domnul. Dar a fost grijuliu cu privire la biserică. Citim un alt verset, 1 Corinteni 12 cu 25. Deci asta pentru slujitori în mod special, să aibă grijă, așa cum a spus Domnul, acea pildă cu oaia rătăcită, dar și pentru toți din biserică. 1 Corinteni 12 cu 25. Pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădurarele să îngrijească deopotrivă unele de altele. Vedeți în trup cum ne protejăm. Ochiul se poate griji pe sine. Nu, îl protejează ploapele, genele, dacă nu îl protejează mâna. Așa este și în trup. Trebuie să avem grijă unii asupra altora. În primul rând o grijă spirituală. Dacă vreunul a căzut în vreo greșeală, dacă are vreo problemă. Pe un plan secund este aspectul material, la vremea lui. Dar oricum și aspectul material, Biblia mai degrabă ne îndeamnă să veghem unii asupra altora, de să nu mă îngrijesc eu de mine însumi, mai bine alții să vegheze asupra mea și eu asupra altora. Și ce frumos ar fi când funcționăm așa în biserică, când ne interesăm dacă cineva, cum o duce spiritual.
dacă cineva are chiar trupește material ceva ce să mănânce. Nu alte griji care nu ne sunt date nouă în sarcină. Apoi, tot în privința acestei griji în biserică, citim în 1 Cronici 23, grija referitor la slujbele care le facem în biserică. Îngrijeau de cortul întâlnirii, de locașul sfânt și de fiul lui Aaron, fraților, pentru slujba casei Domnului. Fiind vorba de grijă, vorbind în mod real, de lucrurile sfinte și de frați și de surori. Poate la servici câți dintre noi ne permitem să întârziem? Dar de la biserică poate ne întârziem. Poate la servici, dacă suntem trecuți să facem ofițeri de servici sau ce am fost noi de servici, nu ne-am permis să ne abatem, să nu fim la punctual, să nu ne trecem în condică. Dar poate în hol figurează serviciu când suntem la rugăciune sau așa ceva. Iată cum stăm fără grijă în Sion, dar la casa noastră, grijă. Acum am spus că vrem să mai continuăm dincolo. Să zic, cine dacă are o posibilitate nu-și mai amenajează lucrurile acasă? Cine nu grijește trupului? Spune Pavel în Efeseni 5:25 că omul hrănește trupul și îl îngrijește cu drag. Dar hai să facem aceasta și în trupul bisericii. Referitor la lucrurile sfinte, mai degrabă să ne macine grija aceasta. Cum a fost Domnul Iisus în lumea aceasta? Râvna pentru casa Domnului? A spus, mă mănâncă pe mine. Asta era grija lui. Probleme de celelalte au trecut într-un plan secund. Și când ucenicii au fost marcați de lucrurile acestea pământești, poate greu veți înțelege acest aspect, dar faceți probă, vă rog. Credeți că ce spune Domnul aici e adevărat? Căutați mai întâi împărăția. Noi amintim asta ca o lozincă, cum scria pe ziarele comuniste, proletari din toate țările, uniți-vă. Dar mai lupta cineva pentru ce scria acolo? Asta nu-i lozincă populistă, cum să ne scuzăm noi că punem în față treburile bisericii, nu? Asta e lucru real. Nu trebuie să ai grijile pământești și vei vedea cum Dumnezeu te binecuvintează. N-am spus că să nu lucrezi. Dar când mergi la servici, grija ta să fie să păzești cuvântul azi la servici. Grija ta să fie să ai milă de sufletul oamenilor în timp ce muncești. Să nu-ți frămâți mintea cu munca. Să lași mâinile pentru muncă, mintea e pentru Dumnezeu. Inima este pentru comoara noastră care este sus și nu jos. Faceți probă pentru asemenea viață. Poate trebuie să facem o întorsătură radicală în viața noastră, dar hai să o facem. Să ne schimbăm menirea grijilor noastre de la lume spre biserică. Amin. O altă capitol al grijii, pentru că Biblia păstrează pentru toate aspectele, e vorba de familie, spune mai întâi la lucrători. Ei trebuie să fie un exemplu și în biserică și în familie, 1 Timotei 3:5. Că dacă nu știe cineva să-și cârmească bine casa, cum va îngriji de biserică? Și acum 1 Timotei 5:8. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Grija aceasta are de-a face și cu eul nostru. Când pui eul în față, să fii tu îmbrăcat, tu sătul. Grija de alții, de biserică, de familie, are de-a face cu lepădarea. Când dorești binele altora, mai întâi spiritual și apoi material. Și o ultimă grijă, mai sunt și altele, dar din câte le-am menționat aici, grija pentru lucrarea misionară și pentru săraci. Citim în 3 Ioan 1:6. Auziți ce spune apostolul iubirii lui Gaiu. Ei au mărturisit despre dragostea ta înaintea bisericii, vei face bine să îngrijești de călătoria lor, să ai grijă de cei care sunt plecați în lucrarea Domnului, într-un chip vrednic de Dumnezeu, căci ei au plecat în numele Domnului. Și grija de săraci este menționată în Galateni 2:10. S-a suit Pavel la Ierusalim și i-au spus apostolii, Galateni 2:10, ne-au spus numai să ne-am aducem aminte de cei săraci și chiar așa am și căutat să fac. Și vă mai amintesc Psalmul 41:1, fericit de cel ce îngrijește cel sărac, căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăvește. Când este pe patul de boală, îi ușurează durerile. Deci îngrijește tu de cel bolnav și când vei fi tu bolnav, nu-ți fă probleme. Dumnezeu are pentru tine calmante. Îți ușurează cel puțin durerile. Ai tu grijă de cel sărac și Dumnezeu va avea în vedere ca tu să nu sărăcești sau dacă ești sărac, Dumnezeu îți va purta de grijă. Nicăieri nu scrie în Biblie să îngrijim noi de firea aceasta pământească, ci doar să grijim de cuvânt, să fie păzit, să grijim spiritual de slujba care ne este încredințată, de biserică,
să ne avem în vedere și familia, dar spiritualul în față, apoi lucrarea misionară și cei sărași. Domnul să ne dea asemenea griji sfinte. Urmarea acestor griji ale bisericii sunt niște lucruri foarte frumoase. Dacă grijile lumii erau legate de păcat, să știți că grijile sfinte sunt legate de neprihănire. Dacă nu ești pocăit, te doare capul de biserică, că se închide, nu se închide, dacă tu n-ai mai venit la biserică de 6 luni, ți-e tot una. Dar dacă te doare de biserică, atunci ai grijă a bisericii. Ia uitați ce spune Biblia în Isaia 32:18. Poporul meu va locui în locuința păcii, în case fără grijă. Rețineți, lucrarea neprihănirii, versetul 17. În case fără grijă și în adăposturi liniștite. Neprihănirea are liniște. N-are probleme cu grijurile lumii. În schimb, are grijă pentru lucrurile din biserică. Un alt aspect care ne va elibera de această grijă străină și ne va îndrepta spre grija bisericii, spune Proverbe 1:33. Dar cel ce mă ascultă va locui fără grijă. Va trăi liniștit fără să se teamă de vreun rău. Înțelepciunea. Trebuie să fie conceptul acesta în mintea noastră definitivat. N-avem de ce să ne temem de lumea aceasta. Decât să ne îngrijim de lucrarea Domnului. Și aș mai adăuga un verset, Filipeni 4:7. După ce spune în 4:6, nu vă îngrijorați de nimic, știți cu ce continuă? Și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere. Când ai scăpat de griji, vine peste tine o pace deosebită. Doamne, dă-ne-o. Să facem cu grijile acestea lumești, ceea ce spune Apostolul Petru în prima sa epistolă 5:7. Și aruncați asupra lui. Și ce înseamnă să arunci? Nu să le pachetezi frumos, Doamne, uite, grija asta, ține-o frumos într-un sertar, așa, uite, asta la altă o punem într-un ambalaj aparte. Măi, astea trebuie abandonate, aruncați asupra lui îngrijurile voastre, căci el însuși îngrijește de voi. Și spuneau sfinții în biserica primară, citim în Fapte 14:26, cum puneau ei problema grijurilor. Au fost și atunci sărăcii și probleme și necazuri, 14:26. De acolo a mers cu corabia la Antiohia, de unde fuseseră încredințați în grija harului lui Dumnezeu. Noi spunem că încă e har, dar harul nu e și pentru grijile noastre. Asta e grija harului. Și spune și 15:40, Pavel și-a luat pe Sila și a plecat după ce au fost credințați de frați în grija harului Domnului. Harul are în vedere și grijurile noastre, așa că să le lăsăm în mâna lui Dumnezeu și noi să ne dedicăm pentru împărăție. Pentru că citim la Luca 12 de la versetul 35. Vedeți, după ce termină cu îngrijorările lumești, uitați cu ce continuă. Mijlocul să vă fie încins, făcliile aprinse, să fiți ca niște oameni care așteaptă, deci cu grijă, care se deschidă îndată, cum ar dormi cineva cu grijă, să fie apt imediat să deschidă. Fericit de robia aceea pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui, fie că vine la oricare strajă din noapte. Și voi, dar, fiți gata. Și tot în Luca 21, scrie aici, de la versetul 34, să nu ne îngrijorăm. Uitați, îngrijorările vieții acesteia. Faceți deosebire între astea. Și apoi continuă, versetul 36, vegheați, dar, în tot timpul și rugați-vă. Ne îndeamnă Biblia să abandonăm îngrijorările vieții acesteia, pe seama lui Dumnezeu care are de 6.000 de ani grija în cârma lui, și noi să fim pe fază în lucrurile sfinte. Pentru că nu poți să fii apt pe ambele fronturi. Nu poți să te îngrijorezi în ambele domenii. Asta a spus Domnul Matei 6:24. Nu poți sluji la doi stăpâni. Să te frămânzi și cu bogățiile și cu probleme în vieții acesteia și cu lucrurile sfinte. Nu poți cu două. Ori ai grijurile lumii în cârcă și în minte și îți bați capul cu asta, ori ai grijile bisericii. Uitați, putem să facem comparația simplu. Unii care sunt îngrijorați de lucrurile vieții acesteia, nu se mai gândesc și ei la biserică? Se gândesc, dar pentru ei biserica e într-un plan secund și ei spun cam așa. Dacă îngăt treaba, mă duc la biserică. Dacă o să fie așa, o să slujesc Domnului. Deci la ei grija bisericii pe locul 2. Dar niște adevărați sfinți, ei spun, pentru mine întâi împărăția. Și dacă va mai fi loc și pentru celelalte, le facem. Dacă nu, asta este treaba lor. Ce vom pune de acum în față? Am fost chiar astăzi prin câteva familii și am întrebat, veniți peste săptămână la biserică? Ce nu, peste săptămână nu. Este asta o grijă pentru lumea asta sau pentru Dumnezeu? Și cine vine numai duminica, vine și numai câte o duminică și mai din când în când. Ca
care e dedicarea noastră? Vreți să rămâneți aici? Facem vreo cerere la Dumnezeu, Doamne, așa ne-am obișnuit pe lumea asta și așa ne îngrijim noi de ea, păi noi lasă-ne aici. Noi pentru împărăție. Hai să ne ridicăm ochii spre Dumnezeu. Lăsați grijile acestea în seama lui Dumnezeu. Și de acum să ne macine grija bisericii. Dacă un frate, să zic, cântă sau predică și vedem că nu este bine, asta e în grija noastră. Ne rugăm imediat, Doamne, sprijinește-l, fă ceva. Dacă în biserică nu este o lucrare bună, să fie asta în grija noastră. Dacă acasă, să zic, un om care e grijuliu, îi se defectează un întrerupător, îi se strică lumina electrică, tot e treaba asta, nu mai doarme, cu felinarul își face, nu așteaptă până aprinde Dumnezeu soarele ca să lucre. E grijuliu, tot e treaba. Ei, pentru biserică trebuie să avem o asemenea dedicare și Dumnezeu să ne-o dea. Haideți să ne uităm la câteva exemple. A ajuns Israel în fața Mărilor și griji. Acum ce facem? Ne necăm sau ne taie ăștia capul cu sabia? Măi, nici nu s-au necat, nici nu le-au tăiat capul cu sabia. Le-a spus, măi, stați liniștiți, la noapte dormiți. Nu știu dacă ori dormi toți. Dar care nu dormit, aia paguba lor. Ca două zile au fost somn până au fi traversat Marea Roșie, nu? Mai târziu și-au făcut probleme. Când au venit iscoadele, numere 14, citiți dumneavoastră, acolo la versetul 1 la 3, tot poporul a plâns. Ce o să ne facem? Au avut după ce se îngrijora, nu? Le-a dat Dumnezeu. Vreți să vă îngrijorați? 40 de ani. Nu putea să mergeți liniștiți? N-au făcut altceva decât s-au îngrijorat. Ce o să fie? Ea mai mare decât noi. Ce frumos era să meargă și ei să vadă cum cade ea înalt, așa ca copaci sub drujbă. Dar n-au vrut. Și au făcut probleme. Ei au crezut că și Dumnezeu e tot numai cât e de înalt, probabil, nu? Dar Dumnezeu nu e mai înalt decât fiul lui Anac? Ce-a spus eu soaș Caleb? Și au făcut ăștia griji? Spus că Dumnezeu îi mâncăm. Auzi, încă cum au socotit? Nu numai că au spus, ne strecurăm cumva pe lângă ei, noi îi mâncăm. Nu că aveau apucături canibalice, dar au socotit că asta e ceva foarte simplu, se rezolvă. Și apoi au apărut alte griji și urmăriți dumneavoastră în istoria Israelului. Când se ocupau tare de lucrurile lumii acesteia și se scăpeau pe idoli, templul Domnului era în paragină. Leviții trebuia să meargă să-și capete de lucru, că nu mai puteau să fie sprijiniți, nu se mai dădea zeciuiala, nu mai era grijă. Dar nici Dumnezeu nu mai avea grijă după aia de ei. Și îi lăsa să-i distrugă poporile cananite, spunea, na, ați avut voi grijă de voi acum. Nu aveau vreme să meargă la biserică, trebuie să se îngrijească. Nu o să facem noi avere în timpul cât îi trebuie să slujim Domnului. Asta păgubim, în mod sigur. Un alt exemplu de îngrijorare, ăsta e bun pentru surori. Marta, știți dumneavoastră ce a spus Domnul Marta, 10:41 Luca. Pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu. Se pare că vroia Marta să facă multe feluri de mâncare. Dar Domnul era în așteptarea patimilor sale de mâncare, avea Domnul nevoie acum. Sau mai degrabă de o liniște, de o mâncare normală și de acea liniște să-i vadă în jurul lui înainte de patimile sale. A avut nevoie să fie întărit de Moise și de Elie. Dar Marta toată era treabă. Se întâmplă uneori că suntem prinși și noi în stări de genul acesta. Toți suntem treabă. Mai cu seamă când e câte un eveniment. Bacă sărbători, bacă anumite evenimente de familie, tot numai treabă. Dacă vă amintiți de la studiu cu Marta, Marta s-a pocăit, slujea. Dar de acum când a fost vorba de predică, a rămas la picioarele Domnului și ea alături de Maria. Și de-abia în final a mers și a spus la Maria și n-am avut probleme Marta cu asta. Să faci mâncare, să nu faci, asta înseamnă să fii lene și asta înseamnă că e un duh rău. De lene. Dar să te frămânți cu atâtea și atâtea și să-ți bați mintea cu toate astea că ce o să fie și cum o să fie, asta e ceva rău. Și la Domnul nu-i place Marta să fie așa. Un alt exemplu ar putea să fie chiar ucenicii. În Matei 14, de la 15 la 18 erau în pustie. Și Domnul a vrut să le facă o probă. Spune, o să avem noi ce să le dăm mâncare la ăștia. Și imediat, dar de unde să adunăm noi atâta? Cum au zis evreii în pustie, ce vrei acum să prindem toți pește din Mare Roșie? Nici undiți n-avem, că nu ne-ai spus să ieșim cu undiți din Egipt. Ăștia, dar ce o să le dăm acum? Și o să puneți să stea jos. Și voi faceți numai serviciul ăsta de aduce de la mine la ei ceea ce eu vă dau. Nu mai poate Domnul să facă așa ceva? Au slăbit mâinile sale dacă înainte de a avea piroane în ele au putut face, da, acum, după ce au stat odată pe Golgota, nu pot să facă așa ceva pentru noi? De-aia a spus Domnul Luca 12, mai puțin credincioșilor, mă, iar vă bateți capul cu asta. Iar vă speria diavolul că nu vă dau de mâncare. Fiți liniștiți, iar vă speria diavolul că nu o să aveți unde să locuiți.
Și au frământat ucenicii și după aia pe mare, i-a băgat pe mare. Cum au terminat cu masa, i-a băgat pe mare. Tot bine, că se răstoarnă corabia, că se udă, că... Și i-a pus pe unul să sară din barcă, spunea, vine, ia umblă aici. Păi, cum s-o fi uitat ceilalți la Petru? Ia uite-mă astea. Ce încălțăminte are Petru ăsta, mă, de umblă? Dar când s-a îndoit, s-a temut și el, jos. Haideți să nu ne temem de nimic, așa e scris. Să nu ne îngrijorăm cu privire la nimic. Să luăm acum exemple de oameni care nu s-au îngrijorat. Unul îl cheamă Avram, îl cunoașteți, nu? Geneza 22. Un singur copil pe care îl iubea și pe Dumnezeu, vină cu el pe o munte pe care ți-l arat. 22:8. Fiule, a răspuns Avram la întrebarea, dar unde-i mielul? Dumnezeu însuși va purta grijă. Deducea Avram grija asta în spate. Dumnezeu însuși va purta grijă de mielul pentru arderea de toți. Și am mers amândoi împreună înainte. Dacă lași toate în grija Domnului, o să poți merge înainte. Dar dacă nu, nu mai mergi. Și atunci acum versetul 14. Avram a pus locului aceluia numele Domnul va purta de grijă. De aceea se zice și azi. O, de-am zice și noi astăzi. Și azi se zice așa. La muntele unde Domnul va purta de grijă. Numai la munte poartă Domnul de grijă. Mă mut înapoi la Apuseni. Poartă de grijă și aici. Dumnezeu poartă de grijă pentru tot pământul. Că așa am citit că toată grija pământului e în mâna sa. Ce îngrijorare mai mare decât aceasta? Rămân fără copii. Ce se va întâmpla? Ce va zice Sara? Ce va fi de aici? Domnul va purta de grijă. Dar a avut el o grijă. Știți ce grijă? A avut grijă să facă cum îi spune Dumnezeu. Asta a fost grija lui. Grija noastră să facem ce ne pune el. E cum am fi în familie. Să se cânte copiii și să se vaite, vai. Măi, grija ta e să faci ce am spus. Tu faci treaba și restul e grija mea de părinte. Așa trebuie să ne raportăm și la Dumnezeu. Un alt exemplu. Chiar Israelul, când s-a încrezut în Domnul, citim câteva cuvinte. Psalmul 78:53. Și-au făcut griji în pustie, dar au fost de prisos. Ce să le faci? 78:53. Cum mi-a dus fără nicio grijă, ca să nu le fie frică, iar marea a acoperit pe vrăjmașilor ei și-au făcut griji. Dar Domnul le-a spus, măi, fiți fără nicio grijă. Un alt cuvânt, Deuteronom 32:10. Păi dacă prin pustie a putut Domnul să-i ducă fără griji, el l-a găsit într-un ținut pustiu, într-o singurătate plină de urlete înfricoșate, l-a înconjurat Domnul pe Israel, l-a îngrijit și l-a păzit ca lumina ochilor lui. Credeți că o să-i scoată cineva ochii la Dumnezeu? Noi suntem păziți ca lumina ochilor lui. Vă temeți și acum? Noi suntem ca lumina ochilor lui Dumnezeu păziți și ne facem probleme. Că ce o să întâmple cu ochii lui Dumnezeu? Ce o să întâmple cu mireasa lui Iisus și îngerii în jurul nostru? Și tot universul e la dispoziția noastră și noi ne stresăm. Ce o să fie? Nimic nu o să fie. Nu o să fim pocăiți și să avem grija de a sluji Domnului și de a-i păzi poruncile. Apoi, după ce au ajuns în Canaan, Deuteronom 11:12, este o țară despre Canaan și i-au zis, vai, acolo e așa și așa că sunt probleme, de care îngrijește Domnul, Dumnezeul tău și asupra căruia Domnul Dumnezeul tău are neîncetat ochii de la începutul până la sfârșitul anului, dacă vei asculta de poruncile mele. Asta e grija mea, să ascult de porunci și al lui Dumnezeu de la 1 ianuarie până la 31 decembrie să vegheze asupra mea. Samaritianul din Luca 10:34. Cineva spunea, măi, de la trebuia să aibă grijă de el, dar dacă hoții au rămas prin preajmă și să dau și la el, că avea ceva bănuți, nu? Dar n-a avut grijă de el. A avut grijă de cel căzut. Iată ce ne-a dat Domnul în grijă, săracii, necăjiții, bolnavii. Apoi, grija pentru lucrare, spune Apostolul Pavel despre Timotei în Filipeni 2:20, căci n-am pe nimeni care să împărtășească simțirile ca el și care să se îngrijească în adevăr de starea voastră. Așa îngrijea tânărul Timotei de starea bisericii. Doamne, binecuvântă-ne cu asemenea tineri, care să nu se îngrijească de firea lor pământea să fie pusă la punct, nu se îngrijească de starea bisericii, să-i doară, să nu fie fără grijă în Sion. Și ceilalți colaboratori al lui Pavel au avut de asemenea o grijă deosebită, mai citim doar din Fapte 27:3. A doua zi când am ajuns la Sidon, Iuliu, care se purta omenos cu Pavel, a dat voie să meargă la prietenii săi și să fie îngrijit de ei. Grija pentru misionari, pentru sărași, pentru bolnavi de care am amintit mai înainte. Câteva versete așa care concluzionează lucrurile acestea. Mai întâi Psalmul 13:2. Fraților, vreau să trăim lucrurile acestea, să le credem. Până când voi avea sufletul prinde grijă. Să ajung până astăzi.
De azi încolo, mai bine să facem ce spune versetul 6, când Domnului, că mi-a făcut bine. Deci numai când. Căci spune Pavel în Filipeni 4:6, acel verset care l-am amintit, dar acum îl citim. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu. Doamne, am cu tare problemă. Prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri și pacea vine peste noi. Să fim liniștiți și încredințați pe aceasta. Pentru că, mai adaug spusele Domnului Iisus din Luca 21:34, luați seama la voi înșivă. Ca nu cumva să mi se îngrijoreze inima cu buibare de mâncare și băutură, deci grijile bogatului, și cu îngrijorările vieții acesteia. Și astfel, ziua aceea, să vină fără veste asupra voastră. Nu-ți trebuie decât să fii preocupat și frământat de o problemă și să-ți fi dat cineva ceva în grijă. Auzi, la 5 te rog să fii la mine. Sau vezi că vin să ne întâlnim în locul cu tare. Dar tu să fii atât de frământat cu o problemă, dacă o să vină el să te cotească pe la ora 6. Nu ne-am înțeles la 5, va, iartă, așa m-a apucat cu treabă. Deci asta vrea Satana cu îngrijorările. Să ne sustragă mintea de la ziua venirii Domnului, să te obosească. Să te termine spiritual, să nu poți fi preocupat de lucrare, să ne o terminăm și să nu fim în așteptarea Domnului. Dar îngrijorează-se El, că pentru El e iadul. De acum să-și facă diavolul probleme. Noi nu mai ne facem. Ajunge. Noi de acum considerăm că grija noastră o poartă Domnul. Și avem o singură grijă, să acționăm în biserică corect și curat. Și să așteptăm pe Domnul care va veni. Și un ultim verset de mângâiere, Filipeni 4:19, citiți-l atunci când considerați că ceva nu-i la loc. Și Dumnezeul meu, nu avem și noi un Dumnezeu nostru? Cum noi slujim la Dumnezeul lui Pavel numai, noi și Dumnezeul nostru? Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre. După bogăția sa, n-a sărăcit între timp, fiți liniștiți, în slavă, în Iisus Hristos, amin. Domnul să ne mângâie și să ne dea o grijă pentru lucrarea sa, iar de toate celelalte să ne elibereze, ca să fim gata în așteptarea venirii Domnului. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.